Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată că ne aflăm la stupină, dar încercăm să lucrăm și la matematică. Deci am un invitat astăzi. În perioada în care eu voi lucra la stupină, el va încerca să lucreze la matematică. Vom discuta împreună. Eu voi fi pe aici, prin jurul lui, și voi încerca să-l dirigez. Așadar, bine ai venit, Alessio, nu? Da. Parcă, da? Așa. Ți-am formulat acolo câteva greșiți, Alessio, cu limite de funcții, da? Adică, ce se întâmplă? Funcția aceea pe care o ai, prima funcție acolo, este vorba de limite pentru x, să scrii un pic mai mare, Alessio, te rog, da? Limit pentru x la 1 din cine? Din x pătrat minus 1 supra. X pătrat minus 4x plus 3. Zi, x, x, scrie tu, x pătrat minus... Minus 1. Așa, cred că trebuie să pun în partea cealaltă ca să meargă din partea dreaptă, să-ți rămână liber mâna. Așa, deci limita asta pe care o facem acum. Tu întâi și întâi ce trebuie să faci? Trebuie să vezi, să înlocuiești pe x cu 1, să vezi ce situație se întâmplă. De 0. 0 pe 0. 0 pe 0. Deci, la limită, funcția asta pe care ți-am dat-o, funcția rațională, este cea care te conduce, înlocuim pe x cu 1, la, în situația 0 pe 0. Ce știi despre situația asta? Încercăm să scoatem... Este un caz de nedeterminare, da? Da. Adică în situația asta nu poți da niciun răspuns. Nu poți să dai, să spui că face, nu știu, că dacă ar fi fost 0 pe ceva, pe un număr, 0 împărțit la 3 face 0. 0. Dar de data asta 0 pe 0 este o operație fără sens. Da? Și ce inițiativă ai? Scot factorul forțat pe x pătrat. Scoaterea factorului forțat se face doar... Se face în cazul infinit pe infinit. Nu în cazul infinit pe infinit. În situația aceea în care ți s-ar, la limită înlocuind, ar fi dat infinit și jos tot infinit. Da. Da? Și atunci scoți factor forțat pe x la a doua, x la a doua și de sus și de jos și atunci așa merge ghișițiu. În condițiile astea, fiindcă face... după înlocuire face x egal, înlocuirea lui x egal cum face 0 pe 0... Fac cu schema lui Horner. Ideea ar fi să înțelegi, să te prinzi de faptul că x egal cu 1 este rădăcină pentru x pătrat minus 1, da? Da. Și visul tău este să ajungi să apare x minus 1 supra x minus 1 ca să înlocuiești pe x să simplifici pe urmă. Da. Ei, x pătrat minus 1 cum se scrie? X minus 1 pe lângă x plus 1. Deci egal, continuă acolo, egal mai departe, cu limită pentru x... Vorbește, te rog. Tinde la 1 din x minus 1 pe lângă x plus 1. Așa, și jos. Ia de ce faci jos? Faptul că ți-a dat tot 0. Jos poți descompun cu schema lui Horner. Deci te gândești să descompui ca un prodicator. Ai o ecuație de gradul 2 acolo, nu? Da. Ia aflui rădăcină la așa. Deci află rădăcinul x pătrat minus... Cât este acolo? Delta egal cu... Minus... Delta egal cu 5. Delta egal cu 4. X1, 2 egal cu 4 plus minus 2 supra 2. X1 egal cu... Cu 1 și... X2 egal cu 3. X1 egal cu 1 și X2 egal cu 3. X1 egal cu 1 și X2 egal cu 3. Și atunci, cum se scrie ecuația aceea de gradul 2, adică vorba de X pătrat minus 4X plus 3? Zicem, X pătrat minus 4X plus 3 se va scrie, după ce ai găsit rădăcinile, X pătrat minus 4X plus 3 se va scrie sub forma A, dar A-ul la noi este 1, da? Coeficientul x pătrat este 1, da. Deci egal cu 1 pe lângă x minus prima rădăcină. X minus 1, da. Pe lângă, așa. X plus 3. X minus 1 pe lângă x plus 3, sigur că da, da? X plus 3, minus a doua rădăcină.
Nu, x minus. Noi minus, minus. Că, și a doua e tot plus 3, da? Da. X minus x1 pe lângă x minus x2. Și în final, acum la numitor te duci acolo și înlocuiești pe x cu x minus 1 pe da. Lângă x minus 3. Deci limita este acum din x minus 1 pe lângă x plus 1. Se simplifică x minus 1. Da, se simplifică prin... cât prin x minus 1 sus jos, numai relația se simplifică pe x minus 1, da? Și rămâne limită de... Vorbește, studiază. 2 supra minus 2, adică minus 1. Da, ai obținut? Minus 1. Valoarea limită e cumva tu? Minus 1. Următorul, limită, x tinde la 1, din x la 3 minus 1, supra, deci înseamnă că x pătrat minus limita aceea, 5, adică 4. După înlocuirea x-ilor, da. Y-ii care apar și lui y-ilor, se vor apropia de acest număr pe care l-ai găsit tu. Asta înseamnă că e făcut limită. Da. Spre cine se vor apropia? Spre numărul minus 1, da? Că înlocui pe x cu 1 și 1 și cu 1 fac 2 și 1 minus 3 minus 2, minus 1. Ăsta este numărul spre care se duc toți termenii și așa. Acum treci la a doua limită și te rog să vorbești. X la 3 minus 1 supra x pătrat minus 5x plus 4. Așa. Spune-mi ce înlocui pe x cu 1 să vezi ce se poate să treacă. Am obținut iar caz de nedeterminare în 0 pe 0. Și o să scoatem din nou. Da. Ei, din tot o situație asemănătoare, mintea fuge spre aceeași idee, să încerci să vezi cum poți scoate pe x minus 1 și la numărător și la numitor, nu, și în felul ăsta se poate simplifica. Da. Ia să vedem. X la 3 minus 1 putem descompune ca fiind x minus 1. Așa, x minus 1 pe lângă. Pe lângă x pătrat. Da. Minus, nu x pătrat, plus 1. Ei, nu. Ia dacă ar fi așa, ar trebui să mulțești cele două paranteze, să vezi dacă obții sau nu x la 3 minus 1. Deci, ia de-o parte și mulțește pe x minus 1, pentru că x pătrat plus 1, mai plus 1, și vezi dacă obții rezultatul N-am obținut... N-ai obținut rezultatul, nu? Nu. Dar în formula nu-i corect. X la 3 minus 1 nu se descompune. Cu x minus 1, da, dar mai trebuie ceva acolo, că nu merge la... n-a ajuns rezultat. Deci cât ar fi? X la 3 minus 1 este egal cu... cu x pătrat minus 2x... Nu. Hai să-ți dau eu. Din x la... x la 2 zici bine, minus x, pardon, plus x plus 1. Plus x plus 1. Plus 1. Da. X plus 1. Acum aș vrea să văd dacă ți-e clar cât obții la înmulțiri. Ia mulțește, am spus eu bine sau am spus eu crăsnai? X la 3 plus x pătrat. Deci tu trebuie să fii atent să nu fii spus în ori greșeală. Plus x minus x pătrat minus x minus 1. Da. Este corect? Da, da. Deci vezi, x la 3 minus 1
s-a descoperit ca fiind x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Hai să mai insistăm un pic la formulele astea de calcul pe scurtat. Chiar notează, formulele de calcul pe scurtat. Și ai avut la un moment dat, hai să ne amintim așa, a la a doua minus b la a doua. Cu cine este egal a la a doua minus b la a doua? A la 2 minus B la 2 egal cu A minus B pe lângă A plus B. Scriem asta, se pare că e foarte clar. Deci A la 2 minus B la 2 este egal cu A minus B pe lângă A plus B. Da. A la 3 minus B la 3. A la 3 minus B la 3 egal cu A minus B pe lângă A la 2 minus, minus A și, nu, A la 2 plus A și plus B. Dacă este așa, te rog să mulțești, să vezi dacă obții rezultatul ăsta. Deci mulțește. Tu da. Ai zis că ar fi A la a doua, minus A nu, și plus minus A. B. Plus A plus B. Plus A plus B. Da. Mulțește-le să vezi dacă... A la a treia plus A la a doua plus AB și minus AB la a doua minus AB și minus B pătrat. Nu e așa. Nu-i bine, nu? Nu. Nu-i bine. Atunci să mai facem o modificare pe acolo. Deci ai zis A la a doua și plus A plus B, ai zis, nu? A la a doua plus A plus B, da. Și n-a fost bine. Nu. Atunci să spunem A la A la a doua, sigur. Da. Plus AB, A ori B. Da. Și plus B pătrat. Și plus B pătrat. Ia să facem modificarea asta. Acum mai corect. Bine. Vine A la a treia, da. Minus A la a doua B, plus AB la a doua, minus A la a doua B, minus A, B la a doua și minus B la a treia. Și este egal cu A la a doua B cu A la minus A la a doua B simplifică. Da, se reduc. Se reduc. Și AB pătrat cu minus AB pătrat se reduc și ei și rămâne A la a treia minus B la a treia. Pare să fie deșteaptă formula asta, da? Asta da. Asta da. Deci, iată cum ai zis, ai început cu A minus B. Ca și la A la a doua minus B la a doua, tot cu A minus B se începe. Da. Și ceea ce este important este faptul că ai spus bine în paranteza la a doua, în paranteza a doua, ai spus A la a doua. Da. Și pe urmă n-ai pus A ori B. Deci vezi ce trebuie să spui? Da. Produsul A ori B. Adică A scade. Da? A-ul da. A fost la a doua la întâi, prima dată, după aceea la este... La întâia, B-ul... Deci B-ul vine și-l ajută și pe urmă a fost B-ul la... și B-ul e la puterea a doua. B la 0, B la întâia, B la a doua. Așa. Și A la a doua, la întâia, deci A la 0. Deci trebuie să prinzi meteria asta. Da, da. Ia să vezi tu A la a patra minus B la a patra. Cu cine ar fi? Minus B la a patra egal cu A minus B da. Pe lângă A la a treia da. Minus A la a doua minus plus. Plus, da. A la a doua B da. Plus A B la a doua plus B la a treia. Plus B la a treia. Te rog să vezi dacă egal cu A corect. La a patra. Deci cum ai spus A la a la a treia plus A la a doua B plus A B la a doua plus B la a treia. A-ul scade, B-ul crește. Bine. Excelent. Mulțește-le acum să vezi dacă este corect. A la a patra plus A la a treia B plus A la a doua B la a doua plus A B la a treia minus A la a treia B minus A la a doua B la a doua și minus A B la a treia și minus B la a patra. Se reduc A la a treia B cu plus A la a treia B
Nu? Ala. Da, s-am greșit undeva. Așa este, rămâne A la a patra minus B la a patra. Vedem pentru A la a cincea. A mers? Da, a da. Bine? Da, minus B la a cincea, egal cu A. A, faci A la a cincea minus B la a cincea, da? Da. Foarte bine, foarte bine. Egal cu A la a patra plus egal cu A minus B pe lângă. Ori, A la a patra plus A la a treia B plus A la a doua B la a doua plus A B la a treia plus B la a patra. Mai calculezi pentru A la a cincea minus B la a cincea? Ca să fie foarte clar, ca să... Și aș vrea aici și la A la a cincea minus B la a cincea să fii convins că ai făcut o treabă. Bun, mulțește de paranteze. Bine. A la a cincea plus A la a patra B B plus A la a treia B la a doua plus A la a doua B la a treia plus B la a treia plus A B la a patra și minus B, A, B, A la a patra, B. Minus A la a treia, B la a doua. Minus. Minus A la a doua, B la a treia. Și minus A, B la a patra. Și minus minus B la a cincea. A la a patra B cu minus A la a patra B se reduc. A la a treia B la a doua cu minus A la a treia B la a doua se reduc. A la a doua B la a treia se reduce cu minus A la a doua B la a treia și A B la a patra minus A B la a patra se reduc. În final rămâne A la a cincea minus B la a cincea. Da, mi-a dat tot la fel. Deci e bine, da? Da, da. Am prins formula acum? Am prins formula. Bun. Acum aș vrea să vezi cu cine este egal cu A la a treia plus B la a treia. Mai întâi A la a doua plus B la a doua. A la a doua plus B la a doua egal cu A la a doua plus B la a doua egal cu A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Eu nu cred că este așa. Nu. Pentru că A pătrat plus B pătrat egal cu A pătrat plus B pătrat. Și a. 2AB egal cu 0 nu se poate. Nu, nu, nu. Deci aceea, ceea ce spui tu, dacă ar fi fost A plus B, totul la a doua. La a doua, da. Deci nu e bine așa. Nu. Trebuie să spun că asta nu are descompunere. Nu poți face nimic. Așa în gheață. A la a doua plus B la a doua egal semn de întrebare. Am înțeles. Da? Acum să ne ducem la A la a treia plus B la a treia. A la a treia plus B la a treia, scrie așa mare, frumos, ca să fie citibil. Da. Citeți? Egal cu A plus B. Îți dau eu formula și tu te convici că e bună. A plus B pe lângă. Da. A pătrat minus AB plus B pătrat. Așa. Și egal cu A la a treia minus A la a doua B minus AB la a doua
cu plus AB la a doua și plus A la a doua B minus AB la a doua și plus B la a treia într-un sfârșit minus A la a doua B cu minus AB la a doua și plus AB la a doua cu se reduc și într-un final rămâne A la a treia plus B la a treia. Formula e bună. A la a treia plus B la a treia. Ți-a dat A la a treia plus B la a treia, da? Da. Deci e corect așa. Da. Ei, ce este exact? Începem cu A plus B. În șirul de formule anterior am început cu A minus B, așa e? Da, aici începem cu A plus B. Începem cu A plus B. Și în paranteză, vine A pătrat minus AB. Da. Acolo erau toate cu plus. Aici văd că apare minus. Minus. Da. Și plus B la a doua, da? Bun. A la a patra plus B la a patra n-are descompunere, așa în gheață. Însă A la a cincea plus B la a cincea are. Are. Ia zicem, A la a cincea plus B la a cincea va fi egal cu... Va fi egal cu A plus B. Da. Pe lângă... A la a patra. Pe lângă A la a patra, da. Minus. Așa. A la a treia. B. Plus. Alternează semnul. Da. Plus. A la a doua. B la a doua. Da. Minus. A. B. La a treia. Da. Plus. B. La a patra. Bă, dacă e bine, convinge-te tu. Eu zic că e bine. Ia COVID. A la a cincea minus A la a patra B plus A la a treia B la a doua minus A la a doua B la a treia și plus A B la a patra. Minus, nu plus, A la a patra B minus A la a treia B pătrat plus A pătrat B la a treia și minus A B la a patra. Și într-un final plus B la a cincea. Da, te rog să urmărești. A la a patra B se reduc, minus A la a patra B cu A la a patra B se reduc, A la a treia B la a doua se reduce cu minus A la a treia B la a doua, minus A la a doua B la a treia se reduce cu plus A la a doua B la a treia și plus A B la a patra se reduce cu minus A B la a patra și rămâne A la a cincea plus B la a cincea. A la a cincea plus B la a cincea. A la a șasea plus B la a șasea, băresc, nu există. Așa. A la a șaptea plus B la a șaptea. A la a șasea plus B la a șaptea, nu există. A la a șaptea plus B la a șaptea, vezi, din parte, da? Da, da. Așa. Cu cine are egal? A la a șaptea plus B la a șaptea, egal cu A plus B, pe lângă A la a șasea, minus A la a cincea B plus A la a patra B la a doua minus A la a treia B la a treia plus A la a doua B la a patra minus A B la a cincea și plus B la a șasea. Așa. E același calcul și în final o să rămână A. Fă ca să dea mâna să fii convins că este corect. A la a șaptea minus A la a șasea B plus A la a cincea B la a doua minus A la a patra B la a treia plus A la a treia
B la a patra minus A la a doua, B la a cincea și plus B a, a B la a șase. A la da, B la a șase. Și acum plus A la a șasea B minus A la a cincea B la a doua plus A la a patra B la a treia plus nu minus A la a treia B la a patra. Și minus A la nu plus A la a doua B la a cincea și minus A B la a șasea. Și într-un final plus B la a șaptea. Se reduc termenii. Nu, A la 6 B. A la A B la 6 minus A B la 6 A la 5 B la 2 cu A la 5 B la 2 A la 4 B la 3 și rămâne A la a șaptea minus noi plus B la a șaptea. Da, am... E corect, da? Da. Bun. Hai să ne facem la limita aceea care avea aici la treia de ultimă. Așa. A doua limită de acolo. Da. O să o scriu din nou. Limită x tinde la 1 din x la 3 plus 1 minus 1 supra x pătrat minus 5x plus 4. Este caz de determinare 0 supra 0 egal, și este egal cu x la 3 minus 1 putem scrie ca fiind x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Am acolo limită pentru x de la 1 din x la 3 a minus 1 supra x pătrat minus 5x plus 4. Da. X minus 1 da. Pe lângă x pătrat plus x plus 1. A, vezi? A, vezi dacă ai formul. Așa, și pentru x pătrat minus 5x plus 4 îl scoatem rădăcinile. Facem rădăcinile, găsim și scrie la un produs. Da, da, da. Da. Delta egal cu 9. X1, 2 egal cu minus B, adică 5 plus sau minus 3 supra 2A, adică supra 2. Într-un final avem X1 egal cu 8 supra 2, 4 și X2 egal cu 2 supra 2, adică 1. Și vom avea X minus 1 1 pe lângă x minus 1 pe lângă să văd cum am făcut aici
x, nu, vom avea pe lângă x minus 4, pe lângă 1, care nu mai scriu, pe lângă x plus 1. Nu. Este x minus 1 pe lângă x minus 4. Se simplifică. Așa și vom avea 3 supra minus 3, adică minus 1. Așa. Trecem la limita numărul 3. X tinde la 1 din x la radical din x la x plus 3 minus 2 și minus 2 supra x pătrat minus 1 minus 1. Este 0 supra 0. Cred că o să amplificăm cu conjugata radicalului. Minus 1. Minus 1 pentru că jos a scris x minus 1 pe lângă cine? X minus 1 pe lângă x minus 4. X minus 1 pe lângă x minus 4. Și atunci, deci, rădăcini că te-a fost 1 și 4? Da. Care a fost ecuația în primul odată? X la a doua minus 5x plus 4. Da, și-a rămas 3 supra minus 3, adică minus 1. 3 pe minus 3 face x. Da. Minus 1. Următoarea limită este radical din x plus 3. Minus 2. Supra x pătrat minus 1. Amplificăm conjugata radicalului. Este caz nedeterminare 0 supra 0. Radical din x plus 3 minus 2. Te-am amplificat cu conjugata? Asta e. Acolo e radical din x plus 3. Minus 2. Păi ai un a minus b. Da. Acolo faci a, 2 este b. A minus b și te folosești cu a plus b. Adică cu radical din x plus 2. X plus 3 și plus 2. Bă, da. Plus 2, da? Da. Și sus și jos se folosești. Da, da. Ca fracția să nu se schimbe. Nu. X plus 3 și plus 2. Așa, va fi. Dispare radicalul. X plus 3 minus supra X pătrat minus 1 x pătrat minus 1 pe lângă radical din x plus 3 plus 2 plus 2. Hai să văd. Plus 3. Pe lângă. Nu scriem pe x pătrat minus 1 ca fiind x minus 1 pe lângă x plus 1 și ori radicalul x plus 3 plus 2. Așa, simplificăm x minus 1 cu x minus 1. Vom avea în final 1 supra a,
x plus 1. Sus, după ce ai mulțit? Avem, simplifică x minus 1 cu x minus 1. Da, ai să scăpa de la limba, da? Da. O, x sunt x plus 3 minus 4, nu așa? Da. Deci x minus 1 supra... x pătrat minus 1 ori conjugat, adică radical... x pătrat minus 1 ori conjugat. Da. X pătrat minus 1 cum ai scris? Ca x minus 1 pe lângă x plus 1 și am simplificat cu... Foarte bine. Sus. Așa. Și avem 2 pe lângă... nu știu direct, 2 ori... Radical din 4 e 2. 2 așa. Și plus 2. Și avem 1 supra 6. Hai să văd și eu. Am venit lângă tine. Deci vine x plus 3 minus 4 supra x pătrat minus 1, așa. X minus 1 cu x plus 1 s-a dus. Și-a dat 1 supra 2 ori 2 și cu 2, 2 plus 2, da? Da. Punem în paranteze 2 plus 2 ăsta. Da? Că 2 plus 2 vine în paranteze pus. Și vine 4 ori 2, 8. Ah, da. Că vezi, ne punând paranteza, ai zis 2 ori 2. Da. Dar suma... M-am plecat aici unde era mai simplu. Sigur că nu are. Așa. Deci 1 pe 8 este limita asta, da? Da. Bun. Asta a fost limita... A treia. A treia. A doua, a patra. 4. Limita extinde la 1. Hai să discutăm la aceea, că eu o să mă duc pe linia cealaltă și tu să poți lucra liniștit, da? Da. Deci, dacă înlocuiești pe x cu 1, scrie limit pentru x tinde la 1 din... Radical. Din x pătrat plus 5x plus 3, plus 5x plus 3, minus în exterior 3, totul supra x la 3 minus 1. X la 3 minus 1. Așa. Așa. Păi se lucrează la fel. Amplific conjugata. Conjugata e radicalul plus 3 și sus 3. Și jos. Iar x la 3 minus 1 îl descompun ca fiind... x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Și acolo continui să vezi cum ce este. Da? Dă-i drumul. Este cazul de determinare în 0 pe 0. Este cazul de determinare 0 pe 0, corect. Și amplificăm cu conjugata, adică radical plus 3. Radical plus 3. 3. Așa. O să avem x pătrat plus 5x plus 3 plus 5x plus 3 și minus 9 supra x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Am descompus deja pe lângă radical din x pătrat plus 5x plus 3 și plus 3 în afară radicalului. Așa. După ce facem calculul de sus, o să avem x pătrat plus 5x plus 3, adică nu, minus 6 supra x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Pe lângă radical x. La acela cu radicalul plus, pui în paranteze, nu? Da, da. Așa. Totul se numește. Și plus 3. Acum descompunem sus mi-a dat ecuație de gradul 2. Scoate. Sus mi-a dat de gradul 2. Scoate rădăcinile. Exact. Trebuie să dea 1 neapărat. Da, da. Să vedem. X pătrat plus 5x minus 6 egal cu 0. Delta egal cu 5 minus 25 minus 4, 6, 24. Delta este egal cu 1.
x1, 2 egal cu linie de fracții minus 5 plus sau minus 1 supra 2a, adică supra 2. Vom avea x1 egal cu minus 6 pe 2 minus 3 și x2 egal cu minus 4 pe 2, adică minus 2. Și nu avem 1. Deci nu avem... Rădăcinile sunt x1 egal cu minus 3 și x2 egal cu minus 2. Așa. Încerc să descompun altfel. N-ai rădăcini, ai spus? Nu. Am minus 3 și minus 2. Unde? Minus 3 și minus 2, rădăcine, da? Așa. Dar nu cred că e minus 3 și... Minus 5 minus 1 fac minus 6 pe 2 fac minus 3 și minus 5 plus 1 minus 4 pe 2 minus 2. Greșit, nu cred că am greșit. Ia să vedem. X pătrat plus 5x minus 6 este acolo, da? Da. Și delta e zis 25 plus 24, că e minus 4 AC. A, da, și minusul, minus plus. Da. Plus 24 și face 49. Da, 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 da. E altceva? Trebuie să-ți dea 1, obligatoriu. Ca să, tu ai fost cazul 0 pe 0. Da. Delta egal cu 25, 24 egal cu 49. X1, 2 egal cu minus 5 plus minus 7 supra 2. Avem... x1 egal cu minus 5 minus 7 minus 12 supra 2 minus 6 și x, x2 egal cu minus 5 plus 7 2 minus 2 supra 2 egal cu minus 1. Acum avem minus 1, putem scrie fracția ca fiind x minus 1 pe lângă x minus 6. Avem x minus 1 pe lângă x minus 6 supra x minus 1, da, care se simplifică pe lângă x pătrat plus x plus 1, da. Dar este x minus 1 pe unul, amândouă sunt 1 și 6 sau minus 6? E minus 1 minus 6. Ia să vedem. Minus 5 noi, plus... minus 1 plus 1. Plus 1, așa. Și atunci tu zici x minus rădăcina, x minus 1 pe lângă, da, x plus 6. Și x plus 6, da. X plus 6, important. X minus 1 pe lângă x minus minus 6, x plus 6, da? Asta e foarte clar, ca să nu greșim. Așa, pe lângă conjugat. Radicalul plus 3, da? Da. Bun. Și plus 3. Da. Și acum dacă înlocuim, o să scriu aici, o să avem așa. Dacă x tinde la 1, 7 supra 1 plus 1 plus 1, 3 pe lângă 1 plus 5, 6 plus 3, 9, radical 9, adică 3 plus 3 și o să avem 7 supra 18. Mi-a dat 7 pe 18. Asta pare să fie limita, nu? Finală, da, numărul spre care indicii care apar ca urmare a corespondenței respective ce se realizează, doar printr-o funcție asta se realizează, se obțin Y, nu? Da. Ei, limita, deci, așa cum se spune, este valoarea C, dacă n-ai greșit la calcul. Sper să nu fi greșit. Nu, nu cred. Bun. Să vezi la următoarea limită. Ce observăm? Dacă știm formulele, merge treaba, da? Da. Bine. Asta scot cu aia următoarea limită. Limita numărul 4, 5 cred,
nu? Asta am făcut-o. Avem limită x. Așa, ca să ții foile, da? Da. Bine. 5. Tu vii mai încoace la scris, ca să fie în cadru. Ia vântul. Da, punem așa, așa pe ele, așa. Le suprapui. Important, pagina aceea să fie... Se vede? Da, acum se vede. Dă limită. Radical din x pătrat plus 2x plus 1. Da. Plus alt radical supra așa ceva, da? Da, plus radical din x pătrat plus 3. Tot conjugata este. Tot conjugata, da. Bun. Supra x pătrat plus 4x minus 5. Așa. Este caz nedeterminare, cred. 0. Așa, 0 pe 0. 0 pe 0. Și o să amplificăm conjugat, adică radical minus radical. Și o să avem da. O să scriu de desubt x pătrat plus 2x plus 1 minus x pătrat minus 3 și supra x la a doua plus 4x minus 5 îl putem scrie ca să se calculeze aici x pătrat plus 4x plus 5 delta egal cu b pătrat, adică 16 minus 4ac mai minus 5, adică plus 20 delta egal cu 36 x1 2 egal cu 4 plus sau minus adică între 6 6 supra 2a adică 2 o să avem x1 egal cu, cu 1 și x2 egal cu minus 5 și va fi x minus 1 pe lângă x plus 5. 5. Scriem x minus 1 x plus 5 pe lângă conjugata, adică radical din x pătrat plus 2x plus 1 minus radical din x pătrat plus 3. Și este egal cu x pătrat plus 2x minus 2, adică 2 pe lângă x minus 1 supra x minus 1 asta x minus 1 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 5 pe lângă radical din x pătrat plus 2x plus 1. X minus 1 cu x minus 1 se simplifică și rămâne 2 supra, înlocuim cu 1, 1 plus 5, 6 pe lângă 1 plus 2 plus 1 e 4, și mai avem ceva aici, mai avem minus radical din x pătrat plus 3, era o paranteză mai mare, așa, și avem 6 pe lângă radical din 4, 2, minus radical din
4 e 2. Și avem 2 supra 0 și egal cu 0. Următoarea limită e cu formula trigonometrică. Și